Bună dimineața, bine ați venit la locul de închinare. Se observă că s-a schimbat toara. E dulce somnul dimineața și poate vom propune ca să acomodăm timpul după cum ne convine. Dumnezeu este gata și astăzi să ne binecuvânteze pe fiecare potrivit dragostei Lui. Și aceasta o face în mod deosebit în ziua de sabat. Vom deschide școala de sabat cu cântarea numărul 9. Mare ești Tu, Doamne! Citesc din Psalm, capitolul 119, versetul 72 până la 74. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, că-și nădăjduiesc în făgăduințele tale. Ne vom ruga. Tatăl nostru, care ești în ceruri, venim din nou în această dimineață de sabat să-ți mulțumim că ne-am putut aduna în locașul tău de închinare. Îți mulțumim că suntem aici și că facem parte din poporul tău. Cerem prezența ta în mijlocul nostru și binecuvântarea ta asupra noastră, asupra fiecăruia, în mod special a servului tău care ne va prezenta cuvântul tău și vrem ca întreg sabatul să îl facem și să trăim în el după voia ta. Îți mulțumim că suntem copiii tăi, în numele Lui Iisus ne-am rugat. Amin. Vă salut cu pacea Domnului. Și vreau să vă mărturisesc că am foarte mare emoție în această dimineață și la început nu prea am fost de acord să predic, dar mă bucur că sunt aici. O să predic în această dimineață despre un păcat de care eu mă fac vinovat de foarte multe ori
Și vă invit să deschideți împreună cu mine Bibliile la Evanghelia după Matei, capitolul 7. Și voi da citire versetelor de la 1 la 6. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Așa, la prima vedere, despre ce e vorba în acest pasaj? Despre judecată. Și mai exact, despre ce fel de judecată? E vorba despre judecata nedreaptă. În general, noi când citim acest pasaj, citim primul verset și nu judecați ca să nu fiți judecați. Și tragem concluzia că nicio judecată nu-i permisă și nu avem voie să-i judecăm pe cei din jur. Dar nu este așa, pentru că în versetul următor spune căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Nu spune că dacă judecați, veți fi judecați. Deci înseamnă că avem voie să judecăm, dar trebuie să judecăm drept. Un om drept întotdeauna își va judeca lui păcatele și după ce va vedea că judecatul lui este curat, adică păcatul lui este curățit, atunci va putea să-i judece pe cei din jur. În schimb, un om fățarnic închide ochii la păcatele lui și se uită doar la păcatele celuilalt. La sfârșit, este vorba despre, adică spune să nu dați câinilor lucrurile sfinte. La ce se referă la lucrurile sfinte? Da, și se mai poate spune și că se referă la judecată. Pentru că și judecata este un lucru sfânt pe care Dumnezeu are dreptul să-l facă. Dacă am fi sfinți și noi, am putea să-i judecăm și noi pe cei din jur. Un exemplu foarte bun despre judecată nedreaptă ni-l dă David în capitolul 12 din cartea a doua lui Samuel. Și vă invit să deschideți împreună cu mine dacă aveți Bibliile. În capitolul 11 este vorba despre David când se plimba pe acoperiș și o vede pe soția lui Urie scăldându-se, o poftește, o cheamă la el și trimite vorba ca să-l trimită pe Urie în război, să-l pună într-un loc mai greu ca el să moară și să-i poată lua soția. Și în capitolul 12 Dumnezeu îl trimite pe Natan ca să-l judece pe David. În schimb, Natan nu îi spune direct care este păcatul lui, ci îi spune o parabolă despre un om bogat și un om sărac, care omul bogat avea o turmă mare și omul sărac avea o singură mielușa. Și vine un străin la omul bogat și el ia mielușeaua acelui sărac și o taie. Și spune aici că David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia, și a zis lui Natan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și Natan îi zice lui David, tu ești omul acesta. Oare de câte ori nu ne-am judecat noi pe noi înșine, încercând să-i judecăm pe alții? Și revin la apostolul Matei care spune că și cu ce judecată judecați, veți fi judecat. Și la fel a fost judecat și David. În continuare o să las Biblia să vorbească în locul meu, pentru că Apostolul Pavel în epistolele sale vorbește foarte mult despre judecată. Și în Romani, capitolul 2, cu versetul 1, spune așa. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Și este un fapt dovedit că
orice om încearcă să condamne pe alții pentru propriile lor păcate. Tot Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 14, cu versetul 4, spune așa: cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Un alt exemplu care se potrivește foarte bine cu versetul ăsta este povestirea lui Iisus, când farisei aduc o femeie de moravuri ușoare și o condamnă. Și Iisus, în momentul în care ei vor să o judece, el îi judecă pe ei și le spune: cine nu are niciun păcat să arunce primul cu piatra. Ei se bazau pe faptul că Dumnezeu iartă orice păcate, chiar și cele mai josnice, și vreau să-l condamne pentru lucrul acesta. Dar el i-a întors înapoi. Tot Apostolul Pavel ne spune în epistola sa către Corinteni, la capitolul 4, cu versetele 3 și 4, ne învață ce atitudine trebuie să avem noi în fața judecății. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Apostolul Pavel, sunt convins că avea și el păcatele lui dinainte să devină sfânt, dar el nu le mai lua în seamă, pentru că știa că Dumnezeu îi le iertase și Dumnezeu nu-l mai judeca pentru ele. Pentru ca să închei meditația din această dimineață, voi citi versetul 13 din Pavel, capitolul 14. Din Romani, capitolul 14, cu versetul 13. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Bunul Dumnezeu să ne ajute să judecăm înainte păcatele noastre și după aceea să încercăm să-i ajutăm și pe alții să și le rezolve pe ale lor. Amin. În continuare ne vom pleca pe genunchi și cine vrea să se roage, este binevenit.
păzește, o plătește în mine și care să poată suporta durerile, năcazurile în care sunt. Dacă noi binecuvintează-ne ca să înțelegem cuvântul tău. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Ne ridicăm. Urmează ca să cântăm câteva cântări, după care, dacă careva dintre dumneavoastră doriți să citiți un psalm, sau un pasaj biblic, puteți face lucrul acela.
sau vreo experiență. Liviu, ai fi dispus să vii aici să cântăm cu frații ăștia și cu pianul? Haide, te rog. Pentru că propunere din sală 811. Propunere? 743. Liber în Domnul. Străpunge chinul și norii, liber în Domnul.
liber de un. Propunere? 368. Simt un dor nespus, Iisuse. Thank you.
Pan prin val sălbatic, de vrei încă să mă trești. Cu înaintea mea trecut ai eu pe urme-ți calcumești. Ție, Doamne, numai ție să careva dintre frați, surori, poftim, Aurel. Înainte de a vă citi un citat din spiritul profetic, aș vrea să vă întreb din ce biserică facem parte noi? Adventiști, da, biserica, deci din după Biblie, din care? La Odiseea. Și spune așa citatul din Testimonii, volumul 4, pagina 404. Pe lângă Scriptură, în mod special pentru membrii bisericii la Odiseea, Dumnezeu a dat ca îndrumător spiritul profeției. Și spune în continuare, mulți umblă direct împotriva luminei pe care Dumnezeu a dat-o poporului său, pentru că nu citesc cărțile care conțin lumina și conștiința din sfaturile, mustrările și avertizmentele date. Grijile lumii și lipsa de credință le-a abătut atenția de la lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin harul său. Lumina cea atât de prețioasă este dată uitării, dar Dumnezeu va face răspunzător poporul său de această neglijență. Și acum ultimele rânduri care ne dă un avertisment foarte bun, dar acest avertisment și ceea ce scrie nu se împlinește în biserica noastră. Ar trebui rânduite ocazii speciale de citire în care unul să citească tare și ceilalți să asculte. Amin. Mulțumim, Aurel, dacă mai doriți careva. Până vă mai gândesc, am să citesc psalmul 23. Acest psalm nu ocolește pe nimeni. Acest psalm este făgăduința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ne aflăm într-o situație de care spune psalmistul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele
și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. În acest psalm, David își spune experiența vieții lui. A avut vremuri prospere, în care n-a dus lipsă de nimic. A avut vremuri mai neprielnice, când viața era în pericol și a spus că nu a dus lipsă de nimic, pentru că Domnul era cu el. A avut vremuri când umbla pe cărări lăturalnice și n-a dus lipsă de nimic, pentru că Domnul era cu el. A avut vremuri când asupra lui era și nuiava și toiagul și a spus că n-a dus lipsă de nimic, pentru că Domnul era cu el. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Noi trecem prin valea umbrei morții și Dumnezeu este acela care, în ciuda faptului că avem o contabilitate atât de bună pentru neajunsurile noastre, ar trebui să lăsăm aceasta în contabilitate, pentru că această contabilitate a neajunsurilor noastre o avem datorită dorințelor pe care le-am avut. Și pentru că de multe ori acele dorințe nu ni s-au împlinit, avem acum o contabilitate de neajunsuri. Și Dumnezeu spune că cei care l-au pe El nu vor duce lipsă de nimic. Dacă careva dintre dumneavoastră doriți să mai citiți vreun psalm, spuneți vreo poezie, dacă nu, ascultăm raportul școlii de sabat și veștile misionare. Școala de sabat în data de 29 martie s-a deschis prin intonarea emnului 299 și o rugăciune. Îndemnul la rugăciune a fost citit din psalmul 92, versetele de la 13 la 15. În cadrul școlii de sabat au fost prezenți aproximativ 60 de membri, împărțiți pe 10 grupe astfel. 7 grupe de majori, o grupă de tineri, o grupă de companioni și o grupă de juniori. În încheiere s-a intonat imnul 262 și s-a înălțat o rugăciune. Veștile misionare poartă titlul O bună influență asupra altora. Elizabeth Kimongo s-a născut într-o familie de Masai tradiționaliști din Kenya. La ei se obișnuiește ca fetele să fie căsătorite la scurt timp după ce au împlinit 12 ani, iar femeile nu își pot hotărî soarta decât într-o mică măsură. Elizabeth însă nu a vrut să renunțe la școală pentru a se căsători. Ea avea un vis, dar înainte de a începe liceul, a aflat de planul tatălui ei de a mărita cu un bărbat în vârstă. Nu a fost de acord și, având sprijinul mamei, a fugit înapoi la școala adventistă. Pe parcursul anilor de liceu și-a predat viața Domnului Hristos și a primit botezul. I-a mărturisit mamei că își dorea foarte mult să meargă la Universitatea Adventistă și mama a încurajat-o. Acum, Elizabeth este studentă la Facultatea de Agronomie și dorește să învețe pe oameni cum să cultive pământul ca să aibă o viață mai bună. Își plătește taxele de studiu lucrând în campus prin sponsorizări sau uneori amână câte un semestru ca să lucreze cu normă întreagă pentru a-și acoperi taxele. Tatăl, altădată supărat pentru nesupunerea fiicei lui, și-a schimbat părerea. Elizabeth le îndeamnă și pe surorile ei să rămână aproape de Dumnezeu și să-și continue studiile. Ea le sfătuiește pe fetele din tribul Masai să-și dea silința la școală și să aibă încredere în Dumnezeu. Nu acceptați ca împrejurările să vă lipsească de viața pe care o puteți avea, le spune ea. Satana vrea să vă distrugă, dar voi încredeți-vă în Domnul și nu lăsați pe Satana să facă ce vrea din voi. Elizabeth a ajuns la vârsta la care membrii tribului nu mai pot obliga să se căsătorească. Poate lua decizii singură.
Vreau să le arăt consătenilor mei cum pot să obțină recolte mai bune și să duc o viață mai bună, spunea ea. Sătenii mi-au pus la dispoziție un teren pe care îl cultiv. Sper să obțin recolte frumoase care să-i convingă. Darurile noastre pentru misiune și darurile din Sabatul 13 vor ajuta aceste școli să atragă elevi din toate zonele, inclusiv fete din tribul Masai, un trib care trăiește în inima Africii de Est. Vă mulțumim! Rugăm diaconia să adune darurile. Înainte de a trece la studiu biblic, întreb dacă fiecare dintre dumneavoastră aveți studiu biblic. Cu această ocazie vom începe noi studii care poartă titlul Domnul Hristos și legea sa. Legată de acest lucru, în mod deosebit, Biserica Adventistă de ziua șaptea, nu ne bucurăm de un nume prea bun pe piața religioasă prin faptul că se spune că suntem legaliști. Niciodată Biserica Adventistă de ziua șaptea n-a fost legalistă și niciodată nu a pus accentul pe legea lui Dumnezeu decât în măsura în care o permite cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a studia acest studiu biblic, vreau să spun că legea lui Dumnezeu stă la baza guvernării Universului lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi legea lui Dumnezeu, nu am ști ce este moral și ce este imoral. Legea lui Dumnezeu este din veșnicii și va fi până în veșnicii. În cadrul studiului pe care îl studiem, feriți-vă de gânduri și de explicații că legea morală are un început și are un sfârșit. După cum Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit, tot așa legea morală nu are început și nu are sfârșit. Ținând cont de acest principiu, vom putea ca să înțelegem anumite studii. Aceste studii. Cel care a respectat în tocmai
legea, care a fost exemplificarea legii, a fost Iisus Hristos. Iisus Hristos a respectat întocmai legea. Și nu uitați că El a fost condamnat de oameni pentru că tocmai n-a respectat legea. În cadrul